Sunt sărați și până de curând se bucurau de o gustare la școală. Acum, învață cu burtica goală sau chiar au renunțat să mai vină la cursuri. Copiii de la școala generală numărul 3 din Făgras sunt poate cei mai afectați de sistarea programului Cornul și Laptele. Mulți dintre elevii care învață aici provin din familii sărace și numeroase și de multe ori părinții acestor micuți nu au ce să le pună pe masă, iar Cornul și Laptele reprezentau poate singura hrană pentru acești copii. Această știre a fost în ultimele zile cea mai accesată știre de pe www.bzf.ro și a laptelui înseamnă totuși o problemă pentru mulți dintre copiii noștri, chiar și cei care nu provin neapărat din familii mai defavorizate. Era o obișnuiță pentru ei, era gustarea pentru ei. Acest lucru însă a făcut uh, ca, din păcate, câțiva dintre ei să renunțe la a veni la școală zilnic. Site-ul bzf.ro este cel mai accesat site dintre toate publicațiile media din Făgăraș. Peste 10.000 de vizitatori citesc articolele postate zilnic pe www.bzf.ro.